Bună, dragi prieteni, și bine v-am reîntâlnit la un nou video în care vă prezint un tractor universal 445, probleme la frâne și totodată în timpul ce te deplasezi cu viteza a treia și a patra s-auzea un zgomot în transmisie, pe durata deplasării era un zgomot care mare, un zgomot mai ușor, foarte în multe cazuri nu-l sesizai. Dacă aveai greutate după tractor în tiranți, atunci era problema că se auzea mai tare și frecvența sunetului, frecvența zgomotului era mai rară, nu era rapidă. Am ascultat zgomotul să vedem în ce parte și unde se aude și am dedus că acel zgomot se aude în partea din spate, pe lateral, ori stânga, ori dreapta, pe trompe, în trompe. Ar fi posibil la diferențial, însă din verificarea și ascultarea zgomotului am dedus că problemele și problema este la trompe, la reductorul din trompe. Deci am zis, oricum trebuie reparate frânele și atunci demontăm și reductorii. Am demontat reductorul jos cu trompa și am găsit acest dinte mâncat, uzat. Restul sunt buni, corona mare este bună, numai pinionul planetar. Și am zis, domnule, acesta este zgomotul care se aude, nu era prea mare și nu în tot timpul, numai cu greutate, când avea în tiranț, greutate se auzea. Și înseamnă că l-am depistat. Acum urmează să schimbăm rulmentul de susține axul, de susține pioneza, aceasta este pioneza care antrenează roata, demontăm să schimbăm simeringul, dacă toți suntem aici în faza de reparație, rulmentul și avem aici frâna. Sabotul de la frână este uzat, este crepat și are și uzură. Ei, dar problema mai gravă este că nu avea frâne nimic și această camă, aceasta este cu două pârghii de acționare la frână, una pentru frâna de mână, una pentru frâna de picior. O acționare, acest model mai nou, așa este conceput. Ei, dar pârghia și cama care intră în transmisie pentru a acționa banda de frânare este blocată în interior. Acum să încercăm să o deblocăm și să extragem bolțurile și să demontăm pârghile de acționare. Pentru repararea mecanismului de frânare la tractorul universal 453, este necesar, ca să spun, să știți,
la cei care au acest model de tractor, ca să nu dai cabina jos, ca să poți lucra la trompe, la frâne, trebuie demontate șuruburile care sunt fixate, este fixată cabina. Am doi suporți de prindere. Primul care este prins pe trompe și al doilea pe suportul de pe trompe este prins suportul de la cabină. Suportul de la cabină, între cei doi suporți, avem tamponii de cauciuc pentru amortizarea zgomotelor și vibrațiilor. Ei, eu ca să demontez, să pot ridica cabina, să lucrez la trompe, să ajungem la frâne, a fost necesar să tai șuruburile de la suportul cu tampone, pentru că erau două pe parte, două pe alta, alea din față le-am putut slăbi că era posibilitate, așa la alte atât de ruginite, că pe ele, pe șuruburi este și o bucșe trasă între tampone, nu am putut să le demontez și am fost nevoit să le tai. Le-am tăiat cu flexul ca să pot să ridic cabina sus. Altă variantă nu am avut. Am încercat la cele de jos, foarte greu să desfac. Am zis, decât să le tai pe alea de jos, mai bine le tai pe astea de sus, de la amortizoare, și confecționăm alte șuruburi, le înlocuim. Aceasta este o problemă care am întâlnit-o la demontare, pentru că nu este necesar să dai cabina jos, numai ridicată și prinsă cu un butoc pe trompă să stea ridicată să poți extrage trompele afară. Aici, la trompă, avem tamburul de frânare. Tamburul nu este uzat. Nu. Avem un pic de joc în rulment. Oricum, rulmentul schimbăm. Rulmentul dinăuntru din trompă. Ei, dar în momentul când am demontat trompa jos și am rotit-o, la fiecare tură se auzea un tronc, tronc, făcea zgomot uzura care o am pe tronc, tronc, tronc. Zic, aici e problema care se auzea în deplasare cu greutate pe rut. Nu. Acum trebuie să demontăm piulița de la tamburul de frânare, să extragem tamburul afară și ca să putem da planetara afară, că își va trebui înlocuită. Acum să vă arăt cam ce probleme am întâlnit la demontarea frânelor. Pentru ca să putem demonta centura afară, trebuie să luăm această camă, această pârghie, însă nu pot să o scot. Am bătut în ea, am dat spray, am lovit-o în interior, e blocată pe bolțul respectiv. Și în final am ajuns la varianta să demontez șurubul care este înăuntru pe cama, pe acest ax, fixează acest ax în cama care acționează banda de frânare, și am spreiat, am de rugină, am pus motorină, și în final am reușit să mișc bolțul din cama de la centură și îl scot
îl scot odată cu, uite ce rugine pe el, îl scot odată cu pârghia, portigriul a ieșit, acum trebuie să-l depresăm afară, să-l curățăm de rugină. Aici este cu șurubul de blocare pe ax, ca să îl putem demonta, să fie demontabil. Acum trebuie să scoatem bucșa. Bucșa de bronz. Și urmează să demontăm bolțurile de la centură.